palatul nostru cel din ceruri. Bucuria mea, Sfântul Părinte Efrem Filoteiul spune așa, cu ostenelile și suferințele de aici zidim palatul nostru cel din ceruri. Acum nu se vede nimic. Sfântul Părinte Arsenie Papacioc, unul din stâlpii ortodoxiei zice Niciun creștin ortodox nu este scutit sub niciun chip de crucea sa pentru că suferința este un dar de la Dumnezeu. Sfântul proroc Isaia zice că darurile Duhului Sfânt sunt în număr de șapte. Înțelepciunea, înțelegerea, cunoașterea, sfatul, evlavia, bărbăția și frica de Dumnezeu. Dacă ai primit darurile acestea și le respecti, apoi viața îți este plină. Cine face altfel nu este creștin ortodox, este un creștin de paradă. Cât de minunat și de adevărat grește Sfântul Părinte Iosif Isihastul. Dacă vrei să vezi, să guști și tu iubirea lui Hristos, îndură ceea ce vine asupra ta, nu în ceea ce îți place ție, ci în ceea ce vrea Domnul să te încerce. Lumina de Duhul Sfânt, Sfântul Părinte Serafin de Sarov, zice așa, Of, dacă ați ști ce bucurie și ce dulceață l-așteaptă în rai pe un suflet drept, ați fi de acord să îndurați în această viață toate necazurile, persecuțiile și umilința cu mulțumire. Dacă închilii ar fi plini de viermi, care ar mânca trupul nostru, tot restul vieții am fi bucuros să îndurăm, numai să nu cumva să pierdem bucuria cea cerească pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru cei care îl iubesc pe El. După cuvântul de învățătură al Sfântului Părinte Ioan Gură de Aur, smerenia nu înseamnă ca un păcătos pe sine să se socotească cu adevărat păcătos. Și zmerenie este când cel care știe că a făcut multe și mari fapte bune să se considere păcătos și nemerituos. În palatul cel din ceruri nimeni nu va intra nespovedit și neîmpărtășit, fiindcă zice Sfântul Părinte Macarie cel Mare, să nu ții păcatul mult timp nebărturisit, pentru că păcatul e ca o travă, paralizează sufletul. O, Doamne Iisuse Hristoase, izvorul cel prea minunat al bucuriei, lauda și desfătarea noastră, slava și mulțumirea, pune degetul tău peste buzele noastre și nu îngădui vreunei picături de întunecată mâhnire și ispită să ne otrăvească pe noi. Amin și Aliluia!